1 Samuel, capitolul 9 Era un om din Biniamin numit Chiș, fiul lui Abiel, fiul lui Tsuar, fiul lui Becora, fiul lui Afia, fiul unui Biniamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele Shaul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel și întrecea pe toți în înălțime de la umăr în sus. Măgărițelul lui Kish, tatălui Shaul, s-au rătăcit. Și Chiș a zis fiului său Shaul, Ia cu tine o slugă, scoală-te și du-te de caută măgărițele. Shaul a trecut prin muntele lui Efraim și a străbătut țara Shalisha, fără să le găsească. Au trecut prin țara Shalim și nu erau acolo. Au străbătut țara lui Biniamin și nu le-au găsit. Ajunseseră în țara Tuf când Shaul a zis lui care îl însoțea. Haide să ne întoarcem, ca nu cumva tatăl meu lăsă măgărițele să fie îngrijorat de noi. Sluga i-a zis, iată că în cetatea aceasta este un om al lui Elohim, un om cu vază. Tot ce spune el nu se poate să nu se întâmple. Haidem la el, dar poate că ne va arăta drumul pe care trebuie să apucăm. Șaul a zis slugii sale, dar dacă mergem acolo, ce să aducem omului lui Elohim? Căci nu mai avem merinde în sat și nu avem niciun dar de adus omului lui Elohim. Ce avem? Slug a luat din nou cuvântul și a zis lui Shaul. Uite, eu am la mine un sfert de ciclu de argint. Îl voi da omului lui Elohim și ne va arăta drumul. Odinioară în Israel, când se ducea cineva să întrebe pe Elohim, zicea, Haide să mergem la văzător, căci acela care se numește Asproroc se numea Odinoară. Văzător. Shaul a zis lui Ai dreptate, haide să mergem. Și s-au dus în cetatea unde era omul lui Elohim. Pe când se suiau ei spre cetate, au întâlnit niște fete care ieșiseră să scoată apă și le-au zis: Aici este Văzătorul? Ele le-au răspuns: Da, iată-l înaintea ta, dar du-te repede. Astăzi a venit în cetate pentru că poporul aduce jerfă pe înălțime. Când vei intra în cetate, îl vei găsi, înainte ca să se suie la locul înalt să mănânce, căci poporul nu mănâncă până nu vine el, fiindcă el trebuie să binecuvânteze jerfa. După aceea mănâncă și cei poftiți, suiți-vă dar, căci acum îl veți găsi. Și s-au suit în cetate, tocmai când intrau pe poarta cetății, au fost întâlniți de Samuel, care ieșea să se suie pe înălțime. Dar, cu o zi mai înainte de venirea lui Shaul, Iahu al înștiința pe Shemuel și îi zisese, Mâine, la ceasul acesta, îți voi trimite un om din țara lui Biniamin și să lungi drept căpetenia a poporului meu Israel. El va scăpa poporul meu din mâna peliștilor, căci am căutat cu îndurare spre poporul meu, pentru că strigătul lui a ajuns până la mine. Când a zărit Șemuel pe șaul, i a zis, iată omul despre care ți-am vorbit. El va domni peste poporul meu. Șaul s-a apropiat de șemuel la mijlocul porții și a zis, Arată-mi te rog, unde este casa văzătorului. Șemuel a răspuns lui șaul, Eu sunt văzătorul. suie te înaintea mea pe înălțime și veți mânca astăzi cu mine. Mâine te voi lăsa să pleci și îți voi spune tot ce se petrece în inima ta. A, și nu te neliniști de măgărițele pe care le-ai pierdut acum trei zile. Că s-au găsit și pentru cine este păstrat tot ce este mai de preț în Israel? Oare nu pentru tine și pentru toată casa tatălui tău? Shaul a răspuns, oare nu sunt eu biniamit din una din cele mai mici semințiale ale lui Israel? Și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile din seminția lui Biniamin? Pentru ce dar îmi vorbește astfel? Șemuel a luat pe șaul și pe sluga lui, i-a vărut în odaia de mâncare, le-a dat locul cel din tâi din cei poftiți, cei care erau aproape 30 de inși. Șemuel a zis bucătarului, adu porția pe care ți-am dat-o când ți-am zis pune-o deoparte. Bucătarul a dat spata și ce era pe ea și a pus-o înaintea lui Shaul și șemuel a zis, iată ce a fost păstrat, Pune-o înainte și mănâncă, fiindcă pentru tine s-a păstrat când am poftit poporul." Astfel, Șaul a mâncat cu Șemuel în ziua aceea. S-au coborât apoi de pe înălțime în cetate și Șemuel a stat de vorbă cu Șaul pe acoperișul casei. Apoi s-au sculat dis de dimineață și în revărsatul zorilor, Șemuel a chemat pe Șaul de pe acoperiș și a zis, Scoală-te și te voi însoți." Șaul s-a sculat și au ieșit amândoi, el și Șamuel când s-au coborât la marginea cetății, Shemuel a zis lui Şaul, spune slugitale să treacă înaintea noastră. Și sluga a trecut înainte. Oprește-te acum, a zis iarăși Shemuel, și îți voi face cunoscut cuvântul lui Elohim.